Leo, începe un drum lung, o deplasare lungă, multe zile. Cum va fi? Sperăm că bine. Mergem aproape o săptămână, dar asta e viața noastră a fotbaliștilor sau a celor care lucrează în Fenomen. Sacrificii. Să văd și lucrurile mai puțin, sau ar trebui să vadă și lucrurile mai puțin plăcute. Da, un meci de Cupa României, știm cu toții că este o competiție a surprizelor și noi sperăm să nu se întâmple asemenea lucru. După care urmează o partidă dificilă la Cluj. Dar mergem încrezători. Știu chiar dacă am Liga Profesionistă ne-a stricat un pic programul și n-am reușit să facem ceea ce ne-am propus. Ne dorim să și suntem încrezători că vom reuși să facem două meciuri bune, dublate și de rezultate pe măsură. Primul la Zalău. Amintirile te răscoresc, vorba cântecului. Da, sunt 20 de ani de când mi-am început cariera, chiar în locul unde vom merge acum, pe același stadion. Sigur, nu mai e loc de sentimente, suntem la fotbal, îmi doresc să câștigăm, fiecare cu treaba lui. Poate fi loc de surpriză în meciul de la Zalău? Sperăm că nu. Nu mergem acolo cu gândul ăsta. Noi mergem cu gândul să ne calificăm, în primul rând, să trecem mai departe în această competiție care poate să-ți aducă multe beneficii de imagine, în primul rând. După care, sigur, avem un meci de campionat care e foarte important, la doar 2 sau 3 zile distanță. Iar va trebui să ne mobilizăm foarte bine. Întâlnim o echipă puternică, o echipă cu jucători experimentați. Dar cred că și noi e momentul să dăm drumul la motor, cum se spune. Sunt probleme de lot pentru această deplasare lungă? Sunt ceva probleme, dar avem un lot care, poate să facă față pe cele două compartimente, respectiv cupă, campionat. Nu sunt probleme în așa fel încât să nu poată fi rezolvate.